poliția locală. Deci sectorul 1 este pe o treime din București. Deci două treimi sunt celelalte sectoare și o treime. Vă dați seama că eu cu un număr mai mic de polițiști locali asigur protecția unei treimi din București. De ce? Pentru că avem populația cea mai mică din București, 250.000 de locuitori, și polițiștii locali sunt în funcție de câți locuitori ai. Deci, un polițist la 1.000 de locuitori. Eu zic că suprafața este mult prea mare. Am făcut solicitări să poată crește numărul de polițiști locali. Nu mi-au aprobat. Gândiți-vă, am făcut asta când era guvernul PSD. N-a fost de acord și automat eu cu un număr mic de polițiști trebuie să asigur liniștea și ordinea pe o treime din București. Și s-au manifestat locuitori în sensul ăsta, pentru că mi-aduc aminte că la un moment dat era ceva supărare în legătură cu poliția locală, ba chiar erau și niște acuzații că poliția locală ar fi mână-mână și cu interlopii. Nu e adevărat. Astea sunt tot felul de supărări a unora dacă nu i-a rezolvat poliția locală problema. Bine, are și poliția locală o plajă de competență. Nu poți, de exemplu, și tot ce poți rezolva, bănesc că era vorba de construcții ilegale. Exact. De exemplu, eu vă dau un exemplu. Mă acuzați și pe mine că eu protejez interlopi. Dom'le, eu, ca să pot demola o construcție ilegală, trebuie să merg în justiție și justiția să-mi spună da, poți să o demolezi. Eu nu pot când, poate o vedem cu toții și o știu eu în primul rând că e o construcție ilegală, că automat văzând că nu are autorizație de construcție, dar nu poți să o demolezi decât instanța poate să hotărească. Și poți să faci lucrul ăsta după ce o instanță spune da, poți să o demolezi și sunt anumite etape pe care le parcurgi.